Eu sunt Ariana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip în care vreau să vă recomand autoarea Anne Fine și trei cărți apărute la editura Paralela 45 scrise de aceasta, care mie mi-au plăcut foarte mult. Și o să începem cu Rochița lui Bill, o carte în care este vorba despre Bill Simpson, un băiețel ce într-o dimineață se trezește fetiță. Și ceea ce am apreciat eu în fiecare carte pe care am citit-o de la această autoare a fost faptul că este vorba despre personaje care se confruntă cu probleme și cum le rezolvă acestea. Bill este un băiat inteligent pentru vârsta lui, fiindcă merge la grădiniță și face destul de bine față situației, putem învăța de la el de sentimentele cuiva care nu se simte bine în corpul lui. Și această carte este pe cât de amuzantă, pe atât de serioasă, potrivită atât pentru copii cât și pentru adulți, pentru că, după cum v-am spus, avem câte ceva de învățat din ea. Este o lectură ușoară, are 120 de pagini, dar și câteva ilustrații foarte interesante, cum sunt acestea. Și coperta este una extrem de atractivă, pentru că cu siguranță suntem interesați de un băiat care poartă o rochiță. Și apoi celelalte două cărți fac parte dintr-o serie, seria cu Jurnalul Pisicii. Aceasta este prima carte, fiind și tip jurnal, o carte care este scrisă din perspectiva unui motan, și anume perspectiva lui Daffy, cum vede el viața oamenilor și ce face acesta. El este întotdeauna vinovat de câte ceva, însă își dorește întotdeauna să-și exprime nevinovăția și a fost foarte amuzant să vedem cum o face. Din nou avem multe ilustrații, o carte și o carte recomandată copiilor de peste 8 ani. Al doilea volum este ca o continuare, în care îl avem pe Daffy atunci când familia lui a plecat în vacanță, oamenii care aveau grijă de el. Și acesta este lăsat în grija vicarului, însă la un moment dat, prin niște circumstanțe neplăcute, cade dintr-un copac în coșulețul unei fete care era prietena îngrijitoare lui și trebuie să-și petreacă timpul ca fiind o pisică. Mi-a plăcut din nou foarte mult și această carte pentru că îl avem pe Daffy încercând să scape din hainele de pisică și de asemenea de la acea fetiță, în timp ce vicarul îl căuta. Și aceasta a fost foarte frumoasă. Toate cărțile au primit de la mine câte 4 stele din 5 și îmi doresc foarte mult să fi citit și voi măcar o carte scrisă de această autoare. Eu am citit de la ea până acum 5 și îi mulțumesc editurii Paralela 45 pentru aceste exemplare. Nu uitați că aveți în descriere link către site-ul editurii și către cărți. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!